Duhul meu peste orice fătură. Și fiii voștri vor proroci și fiicele voastre. Bătrânii vor avea visuri. Asta este lucrarea Duhului Sfânt. Cum pot eu să umblu cârmuit de Duhul? Dacă nu am una din lucrările Duhului Sfânt, să ne rugăm cu toții, chiar și acasă, chiar și oriunde vom fi, ca Domnul să ne dea darul Duhului Sfânt, să putem să umblăm cârmuiți de Duhul lui Dumnezeu. A umblat cârmuit de Duhul lui Dumnezeu nu este o teorie oarbă. Este o practică. Este nevoie de imagini. Este nevoie de cuvânt. Omul nu va trăi numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. Aceasta să ne punem pe inimă, ceea ce Domnul face. Și poate ne rugăm mulți din noi și zicem, avem nevoie de înțelepciune. Aici, în Corinteni, capitolul 2, versetul 7, noi propovăduim înțelepciunea lui Dumnezeu, cea tainică. Rog să fiți foarte atenți. Cea tainică. Înțelepciune? Cum? Înțelepciunea mai mare ori lumii acestea care sunt destul de înțelepți în felul lor. Vă rog să vă puneți și lucrul acesta pe inimă. O înțelepciune tainică. De o valoare imensă. De o valoare deosebită. Mai mare decât cea a înțelepților veacului acestea. Tainică și ținută ascunsă pe care o rânduise Dumnezeu spre slava noastră mai dinainte de veci. Și ei nu știu că înțelepciunea cea tainică este cu mult mai de preț decât cea omenească. Decât ceea ce ai putea tu să studiezi, să cercetezi prin cărți, prin anumite lucruri și să-ți îmbogățești vocabularul și tot ceea ce ești. Este o înțelepciune și hai să vedem cum vine și înțelepciunea aceasta. Nouă însă Dumnezeu ne le-a descoperit prin Duhul Său. Și aceasta nu vine așa. Ops. Ea vine tot prin Duhul lui Dumnezeu. Să ne punem lucrul acesta pe inimă și Domnul să ne ajute pe toți să umblăm cârmuiți de Duhul lui Dumnezeu. Amin. Dăm locul celor anunțați.